fece voluntari cu Lavin în poartă, Costin, Achim, Arma și Briciad în apărare, Ivanov, Borțoneanu și Ricardinho la mijloc, în față Mailat, Stoica și Marcelo Lopes. FCSB nu-i poate folosi pe Moruțan și pe Panțâru, acesta din urmă bolnav de COVID, iar Darius Solaru este rezervă. Alexandru Deaconu, cel din dreapta, observatorul pentru arbitri, un arbitru tânăr, un arbitru nou în Liga 1, cu meciuri puține, este abia la patra partidă în acest sezon de Liga 1, Florin Andrei. Cu el la centru, oaspeții nu au nicio victorie până acum. În septembrie 2019, Florin Andrei era arbitru de rezervă la partida Viitorul Poli Iași. Și la acel meci, Florin Andrei a cerut centralul lui Comănescu să îl elimine pe Gică Hagi. Mihai Marica și George Neacșu sunt asistenții lui Florin Andrei, rezervă. Este Cătălin Popa. Rezerve la FCSB, vă spuneam, Darius Olaru. Soiledis rămâne în continuare rezervă, nefolosită, singurul jucător străin la FCSB. Fece voluntari cu Ionuț Balaur, Lucas Dropa și Ion Gheorghe pe banca de rezerve. Mă întreb cât va fi ținut acolo talentatul mijlocaș al lui Fece Voluntari, care este unul dintre gorgheterii echipei, alături de Achim, stopperul Achim și Maila. Toți au câte 3 goluri. FCSB are lovitura de începere. La minge este Florin Nel Coman, care este teoretic vârf de atac în acest meci, dar ne-am obișnuit. FCSB-ul joacă practic fără un nouar autentic. Oamenii din față fac permanente schimburi de locuri. Radunović, început bun la FCSB. Două meciuri solide, în special primul contra fostei sale echipe Astra. Adrian Șut, preferat și astăzi titular în postul de mijlocaș central. S-a apărat bine Marius Briciag în flancul stâng, a treia oară titular la FC Voluntari, jucătorul împrumutat la începutul anului de la FCSB. Miron, Radunović, Octavian Popescu. Din nou Miron, Cristea, a coborât Waidă, însă balonul a mers la margine. Da, Octavian Popescu deposedat și șansă de contraatac acum. Și cu noroc reușește Cristea tackling-ul, faza continuă, se ridică fanionul de la margine, semnalizarea asistentului Mihai Marica. În tricoul celor de la FCSB, în partida cu fosta sa, turul campionatului a fost 2-1 pentru FC Voluntari. Mailat și Ricardinho au marcat pentru FCSB, înscria Denis Man. Radunović acum pentru golgheterul campionatului, șutează cu exteriorul, mingea blocată, șut tănase, încearcă să trimită mai departe, însă îl ia la țintă pe Ricardinho.